Mircea Frențiu, doctorul meu. Doriți să fie și medicul dumneavoastră? Extraordinară idee ați avea! Vizionați emisiunea Sănătatea de la A la Z, de la Alba Carolina TV. Vă spun eu. O să vedeți. Bună seara, stimați telespectatori, sunt doctorul Mircea Frențiu și iată-ne din nou împreună la Sănătatea de la A la Z. Sigur că vă mirați că suntem în cămașă, nu m-ați văzut niciodată în cămașă și fără cravată. Este o căldură infernală aici în studio împreună cu invitatul meu din această seară. Deocamdată instalația de frig încă nu este funcțională, așa că o să ne scuzați de ținut aceasta de vară, dar este o căldură fantastică. Bineînțeles că setea de cunoaștere a oamenilor în domeniul medicinei, în domeniul tehnologiei medicale, așa cum vă spuneam în fiecare joi seară, este din ce în ce mai acută și mai sofisticată decât în alte dăți. Medicina nu mai este astăzi societate medievală închisă, nu mai este acea cutie a Pandorei care să nu poată fi deschisă de către cei inițiați, adică de noi medicii, nu de altcineva. Iar informația medicală, o să vedeți că este cerută, este amplă, este accesibilă, chiar și pe internet, însă vă spun sincer, nu este bine să vă luați chiar toate informațiile medicale de pe internet, că uneori sunt poate chiar eronate. Este necesar însă ca aceste informații care se dau publicului de oameni de specialitate, așa cum sunt eu și alți colegi care prezentăm emisiuni medicale, trebuie să fie bine alese, dozate și clar expuse, fiindcă există un pericol acela unor cunoașteri eronate, incomplete sau uneori chiar exagerate, precum poveștile baronului Münchhausen din copilăria noastră celor dinainte de 89. Uneori, astfel de informații pot crea impresia, și este numai o impresie, că medicina poate soluționa totul. În realitate o să vedeți că în medicină nu sunt miracole. Este multă muncă, multă sudoare și multă pierdere de timp și nopți pierdute și zile pierdute în șir și câteodată și familia care așteaptă ceva de la tine și așteaptă mult și bine, fiindcă vii de la urgență la alta. Deci iată că în sânul familiei noi medicii nu suntem așa de grozav văzuți. Sigur că acest lucru ne face să suferim câteodată. Să știți că multe din bolile omenirii nu sunt decât rezultatul irreversibil a unui mod de viață defectuos, alimentație sau, de ce nu, comportament defectuos. Dacă vedem pe stradă sau cu mașina de la Blaj la Balba, de exemplu, multă lume nervoasă, fețe crispate, vorbe urâte, deci iată că comportamentul nostru este din ce în ce mai defectuos a românilor, nu știu ce se întâmplă cu noi. Oricum, poate să fie o cauză de boală acest comportament defectos. Sigur că noi suntem programați de Dumnezeu. Celulele noastre sunt programate de Dumnezeu să trăim foarte mult, 120-150 de ani. Și dacă citim Cartea Cărților, cea mai citită carte din lume, Biblia, o să vedeți că Matusalem, Noe, Enoch și alți patriarhi au trăit atâția ani în acele vremuri. Noi ce facem în întâmpinarea programului Dumnezeu? Nimic sau aproape nimic. O să vedem că alcoolul, tutunul, cafeaua, poluarea, stresul cotidian, alimentația irațională fezandată cu euri cancerigene, iată câteva exemple de ceea ce nu trebuie să facem și, din păcate, facem. Sigur că vedem foarte mulți tineri, chiar văd de elevi care merg în drum spre școală cu țigara în gură, fete cu țigara în gură, neștiind săraci că bolile cardiovasculare, dar mai ales perfidul cancer, va instala în organismul lor încă tânăr. Deci iată că încă nu avem o educație sanitară corespunzătoare în România, nici măcar cea dinainte de 89, care era, după părerea mea, destul de bună. Sigur că doar când suntem disperați, doar când suntem necăjiți, doar când vrem să mai ieșim câteodată din întunericul îndoielilor și a gândurilor negre, atunci ne mai gândim și la Dumnezeu și, bineînțeles, că rugăciunea este
un adevărat medicament, însă trebuie făcută cu mintea și cu inima. Desigur că în această emisiune voi încerca să medicalizez viața, să vă port prin lumea minunată a medicilor și a medicinei. Voi încerca de asemenea să vă descriu și să înfruntăm împreună cei doi dușmani de temute omenirii, care sunt boala și moartea, și pe cât posibil să aplicăm o medicină preventivă. Desigur că mai există un al treilea dușman de care vă tot spun, care este sărăcia, care inundă, din păcate, și casele românilor, care este tot un motiv, din păcate, de boală. Să știți că medicina, cea mai nobilă dintre arte, printr-un gest prometeic, a răpit încet încet zeilor puterea de a împrăștea suferință și mizerie și chiar a permis, prin descoperirile extraordinare contemporane, fiindcă vedeți că sunt descoperiri care vin din val în val, vin peste noi și noi medicii trebuie să le învățăm, putem să smulgem din ghearele morții pe unii oameni care pășesc dincolo, dincolo de stic, și să-i reducem la viață. Medicina, în fond, este o bucățică de umanitate, iar noi medicii nu suntem nici niște ființe terestre, celeste, nu terestre, nici niște îngeri căzuți, suntem niște oameni, oameni care se luptă din greu cu cei doi dușmani de temut omenirii și uneori pierd, uneori câștigă această bătălie, dar câteodată să și pierde, dar întotdeauna ne ridicăm ca pasăre fenix și mergem mai departe, o luăm de la început. Sigur că motul acestei emisiuni mi-a fost inspirat de îndemnul transpus cu Dalta, de un sculptor anonim din Grecia, am fost acolo și l-am văzut, frontispiciul templului Apollo din Delphi, care spune așa: cunoaște-te pe tine însuți, și apoi câteva cuvinte care sunt sparte, nu se știe ce a spus. Eu zic, motul nostru acestei emisiuni este: formează-te pe tine însuți, dar mai ales formează pe alții, adică pe cei tineri care sunt, ar trebui să ne înlocuiască, ar trebui să fie mai buni decât noi, ar trebui să fie modele, dar din păcate ceea ce observ este că avem tineri români care cu numele sunt români, dar nu mai gândesc românește, nu mai creează românește, deci se gândesc tot timpul la plecare, tot timpul dincolo, Occidentul, America, mirajul acela al Occidentului care încă persistă la noi. Sigur că, și spuneam interlocutorului meu, că odată cu această lege a guvernului PSD-ALDE, o să vedem că salariile au crescut fantastic de mult, deci la medici, la asistente medicale, ceea ce este bine, și se vede deja că tinerii medici nu mai vreau să plece dincolo, s-au umplut. La Blaj este full, deci de medici tineri care au venit, s-au angajat, fiindcă salariile sunt bune, sunt competitive, și dacă ai și mijloacele necesare, adică armele care sunt tehnologie de înaltă performanță, medicamente de ultimă generație, atunci bineînțeles că poți să faci medicină și în România și încă poți să faci o medicină performantă. Dragii mei, în această seară am un invitat de onoare pe care eu, sincer, nu știu dacă știe sau nu știe, dar eu îl iubesc foarte mult. Este un tânăr coleg care deja nu mai este tânăr, deja a intrat în furcile caudine ale medicinei și mai ales a medicinei oftalmologice, nu este altul decât doctorul Teodor Holhoș, pe care îl salut și îi spun bine ați venit la emisiunea. Emisiunea, sigur, Sănătatea Ochilor a fost data trecută, putem spune ochi frumoși, ochi luminoși, ochi sănătoși, că este, să mai facem și puțină poezie, și sigur că au trecut peste, domnule doctor, peste 4 ani, zic eu, de când ne-am întâlnit și de când clinica OptiLine și-a deschis porțile în municipiul Alba. Este o clinică fantastică, performantă, am fost și acolo la dumneavoastră invitat, dar am fost și pentru cineva. Am mai avut niște pile fantastice acolo, în sensul că venea un prieten de la mine, că știa că fac emisiunea cu dumneavoastră, și zice: domnule, nu poți să vorbești și pentru mine. Ba, nu poți să vorbești și pentru mine. Vorbesc pentru toată lumea, că este foarte ușor să vorbești, fiindcă este un doctor care nu este încrezut, este un doctor care nu are fițe de mare vedetă, este un doctor care zice da, la orice zice da, și numai că zice da, operează și face chiar minuni. Deci aici putem spune în chirurgia oftalmologică și în oftalmologie că se pot face minuni, fiindcă să dărești lumina ochilor, domnule doctor, după părerea mea, este extraordinară. Sigur că în această clinică există o aparatură de înaltă performanță, ecografie oculară, tomografie, retinofotografie, gonioscopie și multe altele, o să ne spuneți dumneavoastră. Sigur că dintre toate organele de simț foarte prețioase,
toate sunt, dar parcă lumina ochilor este cea mai prețioasă și bineînțeles că dacă pierdem această lumină din ochi, poate că o pierdem și în suflet, dar sper să nu o pierdem nici în ochi, nici în suflet și dacă vreți să nu o pierdeți nici în ochi și nici în suflet, eu zic să mergeți la doctorul Holgoș, fiindcă el poate să facă acest lucru. Sigur că există categorii profesionale care sunt mai potrivite și mai pregătite decât altele să facă trecerea la privat. Printre acestea sunt și medici, bineînțeles. Care este explicația pentru care o profesie considerată tradițională ca medicina este deschisă pentru inovație și pentru o inițiativă privată? Iată că dumneavoastră ați făcut acest lucru. Este o veche profesie și ați făcut acest lucru, adică ați intrat în domeniul privat, fiindcă clinica dumneavoastră este o clinică privată. Sigur că fiecare dintre noi am primit foarte multe telefoane și mai ales e-mail-uri în care tot felul de colegi, domnule, dar cum poate omul ăsta, dar ce poate, cum poate să facă asemenea reduceri, dacă este bine, nu este bine, ce se întâmplă, cum de merge, cum de are peste tot, în Deva, în Alba, în Aiud, în Teiuș, peste tot și lucrurile merg bine. Domnule doctor, să ne descrieți puțin, fiecare medic și-ar dori să fie un pic privat, adică și eu am o chestie privată mai mică, nu ca de amploarea dumneavoastră, dar totuși este important să vedem care sunt pașii și sigur că o să discut cu dumneavoastră câțiva pași ca să faci o afacere proprie în domeniul medical, fiindcă e o afacere de succes, așa consider că este. Cum răspundeți la această întrebare, domnul doctor? Adică ce s-a întâmplat, ce miracol s-a întâmplat, fiindcă pur și simplu medicina noastră înflorește, afacerea noastră înflorește, fiindcă este o afacere, asta este, ce se întâmplă? Sau cum ați început? Cum v-ați gândit pentru tinerii medici care vin să se angajeze, sigur, și care și-ar pune și problema asta a privatului? Bună seara, telespectatorilor, în primul rând. Mulțumesc foarte mult de invitație. Vă mulțumesc, în primul rând, că mi-ați făcut invitația acum mai bine de 4 ani, când eram la început, când ați avut încredere în mine și când m-am simțit onorat să pășesc în platoul dumneavoastră. Mă bucur că mi-a spus această întrebare. Acum, oarecum, trecând anii, pot să zâmbesc privind înapoi prin ce am trecut și pot să povestesc senin și degajat perioada prin care am trecut. Să știți că fac o comparație de multe ori cu cariera mea ca și oțelul trecut prin foc. Să știți că sabia puternică, oțelul, nu se face așa prin decât prin călire. Eu am avut șansa sau neșansa, nu știu cum să o numesc, să nu reușesc să intru în mediul de stat. Eu nu am fost acceptat în spitalul de stat, deși am dat examen, am fost singur pe post, deși în Cluj am terminat printre primii, am luat rezidențiatul al 283-lea pe țară din 4.000 de candidați. Fantastic. Ca să luăm oftalmologie, dumneavoastră știți că fiecare medic când termină cei 6 ani trebuie să dea un examen național pe țară și am fost 4.100 de medici care am terminat și a trebuit să fiu al 284-lea pe țară ca să iau oftalmologia. Eu mă consider ambițios, dovadă și unde am ajuns, dar să știți că nu e ușor în România să reușești. Eu am reușit așa, întâmplător. Soarta, undeva acolo sus, Dumnezeu mi-a pus mâna în cap și nu m-a lăsat la greu. Eu am făcut partea mea. Se zice că Dumnezeu te ajută, îți întinde o creangă să te prinzi de ea, dar trebuie și tu un pic să dai din coate. Așa este. Deci fiecare om trebuie să facă ceva, să lupte în viață. Eu fiind din Alba Iulia, am terminat rezidențiatul în Cluj-Napoca.
Am terminat rezidențiatul cu un examen cu profesor universitar, doamna profesor Vlăduțiu, un examen la care am luat nota 8.75, deci am terminat onorabil, zic eu, și la câteva luni am dat examen în Alba Iulia, la Spitalul de Stat. A fost un singur post, am fost singur pe post și domnul doctor am fost picat. Da. Pentru că n-am pile, știți? Nu sunt copil, provin din mediul... Părinții, oameni simpli, nu sunt oameni cu bani. Mama este profesoară, tata inginer. Dacă am primit că sunt oameni simpli, nu sunt oameni, nu sunt oameni politici, nu sunt oameni cu firme, nu au avut milioane de euro să-mi dea și n-am reușit să intru în spital. Am avut două opțiuni, domnul doctor, am avut opțiunea străinătății, cum pleacă sau au plecat 80%. Sute și mii de doctori. Apropo, am întâlnirea de 10 ani, acum în două săptămâni, de la terminarea facultății. Facultății. Cu colegii de facultate mă întâlnesc acum și să știți că 80% sunt plecați dincolo. De ce? Că n-au avut loc aici, n-au avut salarii aici și așa mai departe. Și am avut două variante, să-mi iau familia, să plec din țară, unde zilnic primesc oferte de muncă în Franța, în Germania, în Anglia, în Dubai. 20.000 de euro salar în Dubai, pentru medic, chirurg, oftalmolog. Mă și gândesc câteodată că oare de ce mai stau aici? Măcar acolo e cald, soare și... Oare de ce mai stai aici? Fiindcă ești român, fiindcă poate, poate în inima ta mai simțești românește. Da. Am rămas în țară că încerc să schimb lucrurile aici. Să știți că nu-i ușor, ușile nu mi-au fost deschise și le-am deschis cu capul. Grozav. Am fost un tip corect, sunt un tip corect și nu am de ce să-mi fie frică de nimica. Și am pornit pe drumul privatului că nu am avut altă variantă. Nu am avut altă variantă și am încercat asta. Am fost la specializare, în străinătate, am fost în America și la muncă, mi-am adunat ceva bănuți și în facultate. Am muncit tot rezidențiatul. După mesele... lumea știe partea asta de frumoasă succes. Frumoasă și succesul, da. Eu îmi vedeam familia duminica, câteodată și atunci obosit mai puțin. Lucram și sâmbăta, lucram 12-14 ore zilnic și sâmbăta în timpul rezidențiatului ca să mi-adun niște bănuți să pot începe. Și am început în privat neștiind nimica în afaceri, neștiind cum merge, cu avize de la... pompieri, primărie, m-am izbit de toate, le-am luat în față, m-au tocat, m-au măcinat, am făcut contract cu casa de asigurări, că noi lucrăm cu casa de asigurări și astfel, consultațiile sunt gratuite, o parte din operații sunt decontate, de aceea pot să-mi permit să operez cu așa sumă mică, acum avem oferte la 700 de lei operație. Dar m-am străduit, mi-am bătut capul să ofer pacienților, că e dreptul lor, și partea asta. Birocrația e enormă în România, dar m-am luptat și am zis că încerc, dacă nu iasă, plec din țară. Pentru că oricând, dacă las ce am aici și plec dincolo, nu o să mor de foame dincolo, o să meargă foarte bine și eu și familia mea o să o ducem foarte bine. Așa că n-am știut absolut nimica în domeniul afacerilor, ce e aia contabil, ce e aia să plătești impozite la stat, pe salarii, pe angajați, pe taxe, la primărie, la tot felul, deci habar n-aveam, nu m-am izbit de lucrurile acestea și le-am învățat pas cu pas, a trebuit să fiu și medic și antreprenor, adică a trebuit să le învăț pe parcurs, după ureche. Am fost ajutat de către familie, soția s-a ocupat de tot ce înseamnă restul activităților, restul lucrurilor din umbră care nu se văd, dar fără ele nu merge nimica.
Și se zice că în spatele unui bărbat puternic este o femeie și mai puternică, e adevărat? Da, e adevărat, m-a susținut la bine și în special la greu. Da. La bine multă lume te susține la bine și vine la bine toată lumea, vine la greu, nu da, vine nimeni. Da, sau la numai greu, cine... că au fost multe da. Momente grele da. Și alea sunt importante. Așa că îi mulțumesc cu ocazia asta, îi mulțumesc și că mi-a oferit două fetițe superbe. Și grozav acum, când vă mândriți cu familia, foarte puțin tineri fac lucrul ăsta, ceea ce spuneți dumneavoastră. Prima adică, mea fetiță a apărut da. Când dădeam examenul de specialitate în Cluj, când învățam să dau examenul să fiu admis la spitalul de stat din Alba Iulia, eram cu fetița în brațe din când în când ca să o mai las pe soția să doarmă. Așa le-am trecut toate împreună, la bine și la greu, și nu-mi pare rău. Am ieșit călit, am ieșit întărit și am ieșit, știu eu, încrezător că nimica nu mi se poate întâmpla rău dacă eu fac și aleg calea dreaptă și corectă. Da. Interesant ceea ce spuneți, adică un tip care operează acum retină în Blaj, în Alba Iulia și în județ și nu operează nimeni, se dorășească la un examen de stat. Deci aici trebuie să ne punem niște probleme și noastră, stimați guvernanți, să vă puneți aceste probleme, fiindcă câteodată lucrurile nu sunt chiar corecte. Asta e părerea mea. Nu facem acest lucru, dar acest lucru se întâmplă peste tot în țara asta. Asta e da. Adevărul. Să adevărul, știți adevărat. Că mie mi-a făcut un bine trăgând linie. Că da. Ca și vorba că ce nu te omoară te întărește. Da, este și așa pentru ceva. Mine decât să lucrez la stat care mi-ar fi răpit mult timp și birocrație, dumneavoastră știți foarte bine, fișe completate și așa mai departe, adică medicul își face un pic de meseria lui, dar face și multă hârțogărie. La ora actuală îmi pare rău să spunem, dar le-am spus și telespectatorilor că am scris un articol foarte interesant despre sănătate și am zis că bugetul de timp este veșnic în favoarea hârțogărilor și sistemului, nu în favoarea pacientului, cel puțin la stat, la privat, poate nu-i chiar așa. Dar la noi, tăia sfânt mama dracului, vorba aia, sau Sfântul Duh, că nu poți să faci o rețetă fiindcă nu merge sistemul. Și am văzut pe la multe secții în care ai nevoie de un medicament la oncologie și nu merge sistemul, nu trebuie să mergi la o farmacie, să iei împrumut, să vii cu rețeta după aceea. Deci sistemul ăsta, deci timpul este mai mult pentru acest sistem care este depășit, cu toate că s-a dat sute de mii de euro pe el și e în defavoarea pacientului, clar. La dumneavoastră nu este așa, fiindcă eu am fost acolo, am fost la dumneavoastră și am fost primit, cu toate că n-am fost pacient, extraordinar. Adică am văzut în acele fete, am văzut zâmbetul lor extraordinar, dar un zâmbet bun, un zâmbet cuceritor, nu un zâmbet fals, așa cum mai zâmbesc americanii din când în când în filme, și bineînțeles explică explicațiile, deci medicina explicată ca lumea. Deci iată că v-ați format o echipă care este la ora actuală câți oameni aveți? Dacă nu mă înșel, ne apropiem de 40 de oameni. Deci iată că le dați la 40 de oameni un salariu, o pâine, da? Și sunt foarte multe doamne, am văzut, nu știu dacă aveți și bărbați, dar aveți câțiva probabil, dar doi, majoritatea doi. Sunt doamne acolo și care au un salariu de la dumneavoastră, deci este fantastic să dați acest lucru. Ceea ce am văzut prima dată, și trebuie să discutăm despre acest lucru, fiindcă lumea mă întreabă și trebuie să răspund acum. Da, vă rog. Să vă pun niște întrebări. Orice alegere ai face, ca și privat, ai nevoie de cele mai performante echipamente medicale, fiindcă fără aparatură de înaltă performanță nu poți să faci medicină performantă, și mai ales în privat. În privat, totdeauna am văzut, cel puțin, totdeauna aparatura este mult mai bună decât la stat. Și asta este o problemă. Am văzut la dumneavoastră fantastic de multă aparatură. Deci eu nu am văzut într-o clinică universitară aparatura pe care o aveți dumneavoastră aici. Cum ați achiziționat-o? M-am uitat acolo, eu cred că sunt sute de mii de euro acolo băgate în această aparatură. 600 de mii de euro. 600 de mii de euro. Pe gândiți-vă, oameni buni, 600 de mii de euro să bagi în aparatura aceasta,
ca să meargă, să lumea să vină și într-adevăr este ca la moară, dar nu este o moară din aia care macină și nu contează, este o moară care ascultă, care vorbește frumos, care explică, care face bine, e altceva. Deci cum ați putut să aveți aceste echipamente medicale? Fiindcă asta este pe primul loc, ca să fii performant în medicina privată, trebuie să ai echipamente performante medicale. Și astea sunt destul de scumpe. Și iată cum spunea doctorul, colegul meu, este în jur de 600.000 de euro toată aparatura dumneavoastră. Ce ați făcut? Cum ați adus banii? Ce ați făcut? Sau există bănci care vă dă bănci personalizate pentru medici care vă dau niște lucruri din asta sau cum? Cum ați făcut? Să știți că și aici cum? A fost, mi-aduceți aminte de bănci. Așa. Când am început clinica mai aveam nevoie de la partea de finisaje de vreo 40.000 de euro și era perioada crizei. Nicio bancă nu a reușit, nu a vrut să-mi dea credit. A trebuit să vindem apartamentul părinților, Dumnezeule, ca să putem finisa și să putem să dăm drumul. Eu din studenție, mergând, muncind în America, am avut împreună cu sora mea și cu soția un apartament în Cluj, l-am vândut și pe acela. Deci am jucat totul pe o carte, în sensul că încerc în România să văd dacă merge. La aparate nu am mai avut bani. Acolo am avut marele noroc să am un parteneriat cu firma Zeiss. Avantajul când știi meserie, când știi să operezi, când ești bun, firmele de aparatură simt asta, simt că tu ești medic și nu ești om de afaceri și nu ai curajul. Eu n-aș fi avut curajul să mi-aș fi spus ceva 600.000 de euro să iau aparatură. Da, era ceva... Aș zis, domnule, lasă-mă în pace, că nu vreau să fac infart la 30 de ani. Așa este. Și au zis, nu, îți aducem tot. În leasing. Plătești pe măsură ce operezi, când ai din cristaline, din consumabile, ne iei de la noi. Bă, nu trebuie să faci nimica. Noi ți le aducem 6 luni, vezi tu după aceea. Poate unele îți trebuie, poate vrei mai multe, vedem cum merge. Deci din fericire nu a trebuit să dau la început nimica. Bine, plătesc rate pe lună și plătesc cred că încă 10 ani mai tot o să plătesc la ei că enorm de mult. Dar nu mă stresează. Eu am început ca medic, nu ca om de afaceri, nu le-am pus pe hârtie să văd merită asta, nu merită. Am zis, domnule, dacă rămân în țară, păi vreau să rămân ca și colegii mei, ca majoritatea colegilor plecați în străinătate. Prietena cea mai bună din facultate e în Anglia, în Liverpool. Și îmi spune, uite, eu am aia, eu vreau să lucrez cu aceleași aparate. Îmi aduceți? Da. Aduceți și vedem. Și până acum am reușit să le păstrez toate. Din contră, am tot îmbunătățit pe măsură ce apăreau. Pentru că de 4 ani s-au schimbat tehnologiile. Recent, de jumătate de an, avem cel mai performant tomograf, 110.000 de scanări pe secundă. L-avem și în Alba și în Turda. Încă 100.000 de euro. Deci încă 100.000 de euro în plus. Se adaugă și mai prelungim un an, doi. Mai prelungim atât timp cât ei nu mă stresează, n-am niciun gând cu ele. Da, da. Și astfel ei sunt fericiți că eu le utilizez, le plătesc când pot, sunt luni când nu pot așa mult, sunt luni când pot, niciodată nu mă presează și eu îmi văd meseria mea. Eu vreau să fac doar oftalmologie, partea de afaceri, nu mă pricep eu că merită un aparat sau nu merită. Exact. Eu le-am luat pe toate care le-am putut ca să simt eu când fac meseria ca în Franța, ca în Germania. Avem pacienți și asta îmi dă o satisfacție enormă. Am avut un pacient care a fost în Spania să se diagnosticheze pentru glaucom. Și mi-a zis, domn doctor, când am văzut că aveți tomograful ca în Spania, am zis, da, eu nu mai duc acolo să mă tratez. Exact. Rămân aici. Îmi dă satisfacția profesională că am tot ce-mi trebuie. Și eu cred că abordarea mea, până la urmă, din așa a fost să fie, a fost cea corectă. Adică dacă oferim calitate, dacă avem aparatură, dacă rezultatele la operații sunt foarte bune,
după aceea lumea vine. Și trebuie muncit. Ați zis că e multă lume la mine. Da, lucram la începuturile clinicii, lucram 14 ore pe zi, 15 ore pe zi. Și acum lucrez 12, 9, 10, 11, când deja lucrez 9, 10, 11, mă bucur. Nu este un sindicat la dumneavoastră să zică, domnule, lucrez prea mult, numai 8 ore trebuie să lucrez. Glumesc, sigur că da. Cum v-am spus la începutul emisiunii, de aici o să merg la clinică înapoi, că am două urgențe, două operații de dezlipire de retină, care trebuie făcute atunci, că dacă nu pacientul... Dacă le lași, s-a terminat. Chiar una este din Cluj. Când vine un pacient din Cluj, la tine? A venit astăzi pentru operație, că a auzit că mă pricep la operații, și vine din Cluj la mine, mai mare satisfacție profesională pentru un medic care lucrează în Alba, nu cred că există. Așa este, domnul. Banii, acum că îi facem, că nu îi facem, că avem datorii, lumea vede cât am, dar datoriile, adică na, e... Alea nu se văd. Alea nu se văd. Așa este, da. Sigur că într-un domeniu în care, să zic, pacientul se află în centru tuturor deciziilor, nu este loc pentru o gândire comercială, să zic, dar trebuie să încerci să înveți să vinzi, fiindcă noi vindem ceva totuși, dar mai ales la privat, vinzi sănătatea, care este foarte importantă. Sigur că nu o să luăm așa cu vânzare, dar pacientul este în centrul deciziilor noastre, ale tuturor. Și eu fac medicină privată, dar în centrul meu este pacientul și apoi profitul. Care, sigur că trebuie să existe la fiecare, să putem supraviețui în această lume globalizată și nebună care are nevoie de capital. Și așa este, avem nevoie de tot mai mult capital și trebuie să-l și investim în medicină. Ce investiții putem face noi decât în aparatura aceasta medicală de înaltă performanță? Fiindcă este cea mai frumoasă investiție, fiindcă fără această aparatură nu putem face medicină performantă. Am discutat undeva și la minister, domne, degeaba investiți așa puțin câte puțin, că nu, atunci nu aduceți lucruri performante nici într-un caz. Deci dacă vreți performanță, trebuie să ne dați și aparatură performantă. Și iată că dumneavoastră ați investit în această aparatură, ați și riscat poate la sumele astea exorbitante, zic eu, dar iată că sunt și instituții, cum este această mare companie, Carl Zeiss, da? După câte știu, care nu se gândește, domnule, imediat dăm banii, acum luna asta n-ai plătit rata, vin la tine și îți iau banii. Nu, lasă, luna asta, da, luna asta, dar cum a spus noastră. Deci, iată că îi folosești aparatura și o să le dai încet, încet banii, că nimeni nu o să vină să te strângă de gât. Nu sunt de recuperator din aia ca să zică, domn doctor, mâine dacă nu stai un deget și ți-l trimit la doamna prin pachet. Deci nu există așa ceva. Noi, scopul nostru este să facem sănătate. Sigur că sănătatea costă, toată lumea trebuie să obișnuiască că sănătatea costă și ea o anumită sumă. Da, acum riscuri sunt în orice domeniu. Eu v-am zis, atâta timp cât aparatele nu sunt mele, eu le folosesc și e un fel de leasing, adică atâta timp cât plătesc, ei mi le lasă, dacă nu mai plătesc de mâine, rămân fără ele. E un risc ăsta, dar nu mă mai gândesc la el, pentru că eu am învățat că, de exemplu, dacă m-ați întrebat de partea de contabilitate, eu am contabil, nu mă bag, acolo el își face treaba, partea de asistente, partea de coordonare. Investesc în fiecare om ca să-și facă domeniul lui bine. Nu numai investesc în aparate, ca o scurtă paranteză, un aparat care nu neapărat îi... Am o masă operator, e Brumaba, e cea mai performantă în lume. Costă 12.000 de euro. Pacientul se simte extraordinar de bine. Stă foarte bine, are 4 feluri de modulări, spatele se ridică, picioarele, corpul, gâtul, capul, se reglează totul hidraulic ca să aibă o poziție corectă la operație pacientul, să nu miște, să fie rezultatul bun.
puteam opera și pe o masă obișnuită de 2000 de euro, exact. Dar am ales cea mai bună ca să fie rezultatul cel mai bun. Pentru ăla ca nu se pacientul vede. Să fie, nu se vede, sigur că pacientul să fie fantastic de bine să fie, și rezultatul să fie extraordinar. Deci investim și în aparatură, dar investim foarte mult și în oameni. Hai să vorbim puțin de oameni, că asta este, sigur, în pacienții noștri investim fantastic. Vorbim de oamenii dumneavoastră, fiindcă trebuie să investim în educație. Și educația, indiferent că ești la început de drum sau ți-ai tocit deja coatele pe băncile facultății, pe băncile astea, educația continuă la noi, la medici, cel puțin este obligatorie, fiindcă așa de mult se schimbă informațiile în domeniul medicinei, încât trebuie să înveți în fiecare zi, zic eu. Ca medic, sigur că și știți noastră, este important să particip la cât mai multe conferințe, la cât mai multe seminarii în străinătate, și noastră, har Domnului, ați fost începând din Statele Unite, Germania, probabil și peste tot, dar iată că acum v-ați dus și asistenții, domnule, că și asta e o problemă, adică încet, încet, încet vă educați și asistenții în spiritul ăsta de privat și de Occident. Asta costă, domnule, eu zic că costă, un drum care cât ați dus? 3, 4, cât ați dus? Am fost eu cu soția mea, da? Și câți? Cumnatul meu cu sora, care sunt medici oftalmologi, da. Două asistente șefe care se ocupă de partea gestionare a clinicii și vărul meu din Turda, care el se ocupă de partea de administrare în Turda și următoarea clinică în Mediaș, care bun, vom deschide. Bun, în Mediaș. Asta iară e o chestie extraordinară, fiindcă știu, Mediaș are nevoie de oftalmologi buni și acolo este o piață fantastică. Deci, iată, ați dus, au fost 10 oameni, domnule. Deci, ca să duci 10 oameni, unde ați fost, în ce? Cu fericire pot să vă povestesc că eu... Acum 15 ani am avut ocazia să merg în America. Am mers de 4 ori în total, am stat aproape un an în America. Eu cred că asta mi-a schimbat mie viziunea despre viață, că totul se poate dacă faci lucrurile cum trebuie. Nu există că nu se poate. Poate că nu e acum, nu e într-un an, nu e în doi. Poate că e foarte greu, dar se poate. Limita suntem noi. Noi ne opunem, noi ne fixăm și noi luptăm pentru ea. Și am avut șansa, ajungând la asemenea performanță și operând 2000 de oameni anul trecut doar. Anul acesta până acum am operat 1400. Deci vom depăși undeva la 2500 de oameni. Asta vorbim în Alba sau în toate? În Alba și Turda. Și Turda. Eu aici profesez, da, doar înțeles. Eu vorbesc. Da. Și ajungând la un asemenea grad de performanță și congresele acestea la medici, datorită colaborării cu firma Zeiss, au fost parteneria, nu m-a costat pe mine nimica, practic. Fantastic. Am reușit prin faptul că avem așa de mulți pacienți și dăm pacienților așa mult ajutor să vadă și suntem așa de cunoscuți, firma Zeiss a investit în noi în continuare și investește ca să ne ajute să fim mai buni. Ca ei să își poată amortiza aparatele, să putem lucra, să avem performanță, acum au putut să facă și pasul acesta. Acest congres a fost într-adevăr mai scump, altfel nu ni-l permiteam. Sunt sume foarte mari în joc. Poate chiar fabuloase pentru sistemul de stat. Peste 10.000 de euro cred că era enorm. Nimeni nu 10.000 de euro pentru ca să meargă la un congres. Aia e clară situația. Mai bine își cumpără o mașină, mai bine își cumpără orice. Deci, datorită faptului că suntem așa cunoscuți și performanți, am avut acces la aceste sponsorizări. Ele mi-au oferit șansa să pot duce pe lângă partea medicală a clinicii și partea auxiliară, adică persoanele care se ocupă de cum primim oamenii, cum vorbim cu ei, că omul vine la operații, dar el are și multe alte boli. Are diabet, are tensiune, are, Doamne fer, cancerii cu probleme, trebuie să știm cum să-l abordăm.
să știm cum să vorbim, oamenii sunt vârstă și alte probleme. Am operat recent un pacient cu retard, era pe lângă că nu vedea și surd. Efectiv, ți se rupea inima când îl vedeai, că nu se mai putea descurca, înainte vedea să se... dar acum nici să-l vadă, nici să audă. Și a trebuit aparținătorii să-l țină ca să-l pot opera. Deci trebuie să învățăm să gestionăm tot felul de situații. Sunt foarte mulți bolnavi și de toate felurile și trebuie să știm cum să lucrăm cu omul și să fim la standarde europene. Noi mergem în Europa, la clinici, facem schimb de experiență, acum am avut șansa în America și vedem cum se pune problema acolo, cum e pacientul respectat, ce calitate are serviciul medical și atunci noi încercăm să oferim asta. Încă o dată, e foarte greu în România pentru că nu avem posibilitatea financiară ca în America. În America asigurările de sănătate plătesc foarte mulți bani. Pacientul plătește $100 pentru o consultație de bază. La operație merge la $5,000 o operație. Noi ne străduim aici. Dacă eram în primul rând, dacă mă gândeam la bani, nu mai eram în țară. Diploma noastră, eu am diploma recunoscută în America. Adică, de ce, dacă pe primul loc ar fi banul unui medic, nu rămâne în România? Nu poate aici. Aici e foarte greu. Da, prin multă, multă muncă reușești. Nu mă plâng, am un trai decent, îmi permit tot și chiar mă simt un caz fericit, dar sunt izolat, din păcate. Sigur, izolat în ce sens? În sensul că ceilalți colegi de breaslă vă izolează, în sensul că simțiți o răceală, simțiți o invidie de la cei care lucrează la stat? Nu vreau eu să discut lucrurile acestea. Ce se întâmplă? Caz izolat m-am referit, da. Că din păcate foarte puțin din colegii mei au reușit în România. Asta este adevărat. Nu puțin reușesc în România. Deci nu puțin, asta este adevărul. De asta m-am și adus aici și de asta am și discutat ca cei tineri să vadă acest lucru. Da, se poate, dar deci... trebuie ambiție, perseverență, trebuie să lupți, trebuie să-ți dorești. Trebuie să poți să știi să te ridici când ești la pământ și până la urmă se poate. Se poate în România, da, eu sunt dovada vie că se poate. Da. Și încurajez pe colegii mei să rămână, să lupte, doar că, v-am zis, e greu. E greu din păcate. Asta nu ar trebui să fie, adică eu sunt așa o excepție. N-ar trebui să fie excepție, așa ar trebui să fie regulă. Adică toți tinerii susținuți, ajutați. Oferite posturi, oferite la început de carieră, un apartament unde să stea câțiva ani. Deci lucrurile, la început e nevoie de ajutor. Eu nu mai am nevoie acum de ajutor. Un medic are nevoie de ajutor când iasă de pe băncile facultății și rezidențiatului. Așa este. Atunci eu n-am primit niciun ajutor, din contră. Asta este, da. O chestie foarte urâtă. Dar, încă o dată, trebuie să primim partea bună a lucrurilor. Partea bună că dacă reușești în România, recunosc, satisfacția mea personală este enormă că am reușit aici, că am reușit în țara mea, în județul din care sunt, în localitatea Alba Iulia, de unde sunt eu. În orașul tău, în orașul țara meu. Ta, e fantastic, da. Da. E o chestie extraordinară. Sigur că îmi mai scriu și ăștia hâtri, păi doctorul ăsta Toma nu are niciun eșec, la el totul este în regulă. Păi sigur că eșecurile le întâmpinăm și noi și toată lumea are eșec. Nu poți să zici ca medic, eu am fost medic de o viață întreagă, chirurg, nu poți să zic că nu avem eșec, avem și eșecuri, ca ne luptăm ca să avem cât mai puține eșecuri. Dumneavoastră o să vedeți că la privat totuși eșecurile se văd, adică s-ar vedea dacă ați avea un eșec. De ce? Fiindcă există acel malpraxis, acum avocații au început încet, încet să muște de acest lucru și vedeți ce se întâmplă imediat la orice operație sau orice manoperă în
în privat, dacă o faci, imediat, da, că se întâmplă ceva și nu știu ce, deci cum al praxis. Ați avut probleme sau cel puțin din acest punct de vedere v-ați folosit, să zic așa, la un pacient vreodată chestia cu malpraxis, adică taxa aia pentru malpraxis? Nu. Deci nu a fost cazul niciodată să-mi folosesc asigurare. Orice medicare asigurare de malpraxis. Sigur, sigur. Asigurarea de malpraxis este, la fel răspundem, vorbesc cu colegii de la Spitalul de Stat, la fel răspund și ei ca și noi de la privat. Nu există lege diferită pentru medic că lucrează la privat sau lucrează la stat. Aici eu mă simt norocos. Mă simt norocos că am talentul la operație, spun eu. Și la operațiile acestea care le facem noi la ochi, se vede, rezultatul este cuantificabil. Se vede imediat, aproape imediat. Da. Eu la toți pacienții care îi consult le spun înainte cam ce așteptări sunt. Pentru că unii vin cu cazuri foarte avansate. Nu putem, trebuie să înțeleagă pacienții, nu putem să salvăm toți pacienții. V-am spus astăzi, mai am două operații de dezlipire de retină. O să discutăm. La dezlipire de retină nu există că poți să-i promiți la un om. În medicină nimeni nu poate garanta 100% că ce se întâmplă. Mă întreabă pacienții, domnul, garantați 100%? Nu, mergeți unde vă garantează 100%? 100%, acolo să mergeți. Eu doar atâta garantez că îmi dau silința să fac să iasă bine, că dacă pacientul e bine, eu-s mulțumit, pacientul e mulțumit, mă recomandă. Exact. Deci avem același interes să iasă bine. Sigur. Dacă pacientul nu are încredere în ceea ce fac eu, să nu vină la mine, să caute alt medic, că dacă după aceea n-are rost să fie discuții. Așa este. Deci eu încerc să triez cât de mult pacienții. Pacienții care îmi spun, domn doctor, dar poate dacă nu iasă bine, ce facem? Dom'le, nu are rost atunci să veniți la mine să mă întrebați. Înseamnă că nu aveți încredere în mine. Sigur că da. Dacă nu aveți încredere în mine, mergeți în Viena, plătiți 6.000 de euro pe operație și atunci îi dați pe ei în judecată dacă nu iasă bine. Eu atâta pot să le promit pacienților că mă străduiesc pentru fiecare să iasă bine. Apropo fac o scurtă paranteză, mă întreabă pacienții de ce câteodată la noi se decalează foarte mult. La toți pacienții le spun, eu nu promit că vă fac repede. Nu știu cât îmi va lua un consult, dacă sunteți un caz complicat, dacă e un caz simplu, poate într-un minut e gata. Mă uit, nu văd nimic, ai spun, domnule, e un control de rutină, totul e perfect, ne vedem la anul dacă totul e bine. Nu am mai mult de un minut ce să-i spun, că pregătirile, măsurătorile le fac colegele. Dacă e un caz complicat, trebuie un laser, trebuie un tomograf, se poate prelungi. Și la operație la fel. Nu știu când se termină operația, nu pot promite repede, dar dacă ne prelungim, pacienții trebuie să înțeleagă că eu mă străduiesc să iasă bine, nu repede. Și atunci încerc să triez pacienții care sunt sceptici, care nu-s mulțumiți sau le spun, aveți un diabet foarte avansat, fundul ochiului foarte afectat, degeaba operăm noi cataracta. E ca și când la mașină schimb motorul, dar mai e și cutia de viteză, roata e pe jantă, nu merge mașina aia după aia, că mai sunt și alte probleme. Din punct de vedere chirurgical, eu nu am avut niciun eșec ca să nu pot duce operația la bun sfârșit. Operația de cataractă, de exemplu, înseamnă că scoatem cristalinul pacientului și punem un cristalin altul loc. Mici complicații pot să fie că nu are suport destul de bun și trebuie să punem cristalin mai special, dar eu, având în vedere că știu să operez și retină, toate complicațiile de la banala operație de cataractă se rezolvă printr-o operație de vitrectomie de retină. Eu orice complicație am avut, am putut-o rezolva, deci... Dar faceți retină. Dacă fac retină. Da, nu faceți retină, era clar că trimitați altundeva. Da, dar ca să vorbim de rata de succes ca să vadă 100% pacienții, aia e altceva, aia nu depinde de mine. Cu o Dacia veche, degeaba mergeți la mecanic, nu o să scoată Mercedes din ea niciodată. Exact. Deci noi, ca medici, încercăm să reparăm ochiul omului, depinde cât de grav e. Că de-aia oamenii la un moment dat mor, adică medicul nu poate salva totul. Repară cât se poate. Sigur că da. Sigur că vreau să vă mai întreb ceva și apoi să mai trecem și la medicina respectivă.
Am văzut foarte multe clinici private sau furnizori de servicii medicali privați care își fac, și-au introdus un tip de abonamente, deci un fel de abonamente care atrage un număr mai mare de pacienți prin sistemul ăsta. Și am văzut, de exemplu, Regina Maria are un abonament de 4 euro pe lună, ăștia sunt alții care au până la 150 de euro pe lună, sunt abonamentele astea. Dumneavoastră v-ați gândit să vă faceți un abonament la clinica noastră ca să atrageți această clientelă? Că am văzut că deja tot un fel de abonamente sunt aceste reduceri care le faceți, sunt adevăr și sunt spectaculoase și pentru pensionari, pentru oamenii săraci, sunt foarte binevenite. Cum v-ați gândit la acest lucru în viitor? Adică abonamentele sunt... Uitați, mi-ați dat o idee foarte bună. Da. Eu personal nu mă ocup de partea aceasta. E tot un marketing, dar da, abonamentele da, pot să fie. Adică, domnule, eu am abonament la... Am văzut farmaciile, vedeți. Da. Sunt tot felul de farmacii private, nu mai spun de una deosebită, Catena inimii mele, care dau tot felul de abonamente. Dacă intri într-o farmacie Catena, ieși și cu un prezervativ și cu sociali și cu tablete de gușă. Așa de mult fac aceste. Așa este. Este adevăr. Cum v-ați gândit sau ce faceți? Eu v-am spus la începutul emisiunii că am luat de la americani un principiu: fiecare trebuie să-și facă bine meseria și atâta. Eu am o persoană care se ocupă de acest domeniu și efectiv nici nu știu ce se întâmplă, cum se întâmplă, când se pun reducere. Nici, la început se consulta, bineînțeles, cu mine, cu soția, cum să facem. Exact. Dacă tu crezi că e bine, facem. Eu ce putem obține? Furnizorii din când în când mai fac reduceri la cristaline, le dăm mai departe la oameni. Noi avem ochelari de vedere, ochelari de soare, furnizorii din când în când au promoții. Tot timpul când am primit promoțiile de la furnizori, noi le dăm mai departe la pacienți să se bucure, ca să ajutăm și noi mai departe. Eu încerc să fiu la mine în clinică efectiv doar medicul care consultă, medicul care operează și atâta. În rest, de aceea am dus și personalul auxiliar al clinicii, asistenta mea șefă, se ocupă de partea de organizare împreună cu soția, de orarul fetelor și așa mai departe. Eu nici nu știu care, unde lucrează, cu ce se ocupă, la ce oră vine la servici. Dacă mă întrebați lucruri de genul, acum 4 ani le știam, că eram o mână de oameni, eram 3-4 oameni, le știam. Dar acum nici nu mai vreau să-mi încarc memoria cu așa ceva. Nu mai fac decât lucruri medicale, pentru că la asta sunt bun și pe asta vreau să excelez și să mă perfecționez în continuare. La acest congres unde am fost în America, soția mea s-a dus la partea de organizare a clinicii, eu m-am dus la partea de operații, consultații, partea medicală. Exact, normal. Deci e alt domeniu, e ca și când mă întrebați de turism, de altceva în care eu nu sunt pregătit. Îmi dau cu părerea, acolo am auzit că o este o plajă generală, frumoasă, da, exact, da. În Grecia ai plăcut, dar nu știu eu să vă zic foarte multe. Am înțeles. Și nici nu vreau să mă perfecționez. Evit și în ultima vreme, mai ales că tot timpul încerc să ce mai îmi rămâne să-l acord familiei, eu cred că asta e secretul să facem performanță. Deci întrebarea dumneavoastră a fost cum am ajuns aici, am lăsat oamenii specializați pe anumite domenii să-și facă bine meseria. Și suntem o echipă și fiecare lucrează pe bucata lui și a ajuns să fie foarte bun în ceea ce face. Da. Eu pe partea medicală doar asta vreau să aud și să pot ajunge cu o oră mai repede acasă, să mă mai joc cu fetițele, să mai le duc în cârcă și așa mai departe. Grozav, grozav. E frumos, e foarte frumos ceea ce spuneți. Eu sper că, stimați telespectatori tineri, stimați medici tineri de care... mi-ați tot spus să fac această emisiune, iată care este cheia succesului. Multă muncă, multă voință,
Și sigur, curaj, îți trebuie puțin curaj, fiindcă da, la prețurile astea... Dar nu am avut de ales. Dar, n-am avut altă variantă decât să plec din țară. Bun, haideți să începem cu dezlipirea de retină, fiindcă acum, după, vă dați seama, stimați respectori, după această emisiune, în care este destul de cald aici, domnul doctor să meargă să opereze două dezlipiri de retină. Eu zic că mai face cineva în județul Alba dezlipiri de retină? Din câte știu eu, nu. Nu, nu se face. Nu, cel puțin la spital nu am auzit să se facă acest lucru. Bun. Hai să ne spuneți puțin de această boală, dezlipire de retină, să o detaliem puțin, fiindcă lumea nu prea știe ce este acest lucru și apoi aceste două cazuri să ni le spuneți așa, fiecare de unde este, cum este, nu cu numele, dar ca să le personalizăm puțin, ca lumea să vadă ce înseamnă operații de urgență în oftalmologie la ora 10. Probabil că la ora 10 terminăm aici și la 10 și 10 sunteți în sala de operație. Să vedem. În primul rând, cam așa arătau zilele mele operatorii la începutul clinicii. Am operat și la 4 noaptea. Mie îmi place să operez dacă, de exemplu, este un caz grav ca o dezlipire de retină și o să detaliez imediat. Dacă trebuie, plec de la un chef să operez. E o provocare pentru mine. E o provocare personală. Puțin în țară pot face așa ceva. Doar 10% din oftalmologi operează și doar 1% din oftalmologi operează și retină. Este o satisfacție, recunosc, deosebită să văd că un pacient care l-am operat vede după operație de dezlipire de retină că dacă nu se operează într-o săptămână, două, maxim o lună, pacientul pierde vederea ireversibil, niciunde în lume nu-i mai poate da cineva vederea, deci este o urgență. Și de aceea a trebuit câteodată să operez și la ora 4 noaptea. Azi dimineața am început ziua de operații la 7:30 și am operat 45 de oameni, cataracte, în special lasere, glaucom, și după aceea am fost la spectacol la fetița mea, la dansuri, după aceea la emisiunea dumneavoastră și cu forțe proaspete încep retinele. Dezlipirea de retină este e ca și când un mecanic asamblează motorul. Sunt foarte multe etape, dacă una nu-i pusă bine, un șurubel nu-i pus bine, la final motorul nu merge, așa și la operație, la final nu e reușită operația, pacientul pierde vederea, orbește. Și satisfacția când reușesc să pun cap la cap toate piesele, să le pot repara, nu toate cazurile se pot repara. Succesul chirurgical e să lipim la loc retina. Eu o lipesc, dar dacă pacientul vine târziu, vederea tot slabă e. Dacă pacientul are o retină subțire și după ce scoatem siliconul, se rupe în alte locuri. Am avut o operație cu 8 găuri în retină. Se pot face 100 de găuri în retină, deci e ca și în creier, pot fi 100 de mici accidente vasculare. Retina, după cum bine știți dumneavoastră, dar să spunem și telespectatorilor... Să le spuneți așa pe ca să înțeleagă ce înseamnă, cum este această retină, cât de subțire este și ce importantă practic, este, pentru că acolo se produce vederea, în fond, da, pe retină. Din creierul nostru pleacă nervul optic, un țesut tot ca și un creier, și se desface ca un fel de floare și asta este retina în ochi. O bucățică de creier. De creier. Practic se numește în sănătate ca o operație pe creier. E a doua cea mai grea operație după operațiile de operațiile pe creier. Și această retină are grosime de 200 de microni. Petalele florii au o grosime de 200 de microni. Deci 200 de microni este a 200 parte dintr-un milimetru, ca să înțeleagă lumea. E fantastic. Este așa de subțire că dacă o atingem un pic mai brusc, producem noi o gaură, o leziune. Și în această petală, dacă undeva apare o gaură, între ea și scleră și coroida ochiului, intră lichid și se dezlipește.
Și deci plutește, așa, plutește. Ca o membrană. Noi trebuie să scoatem lichidul din spatele retinei și să punem silicon, să împingem retina și să facem laser în jurul rupturii ca să sudăm gaura aceea. Am sudat gaura, dar poate lângă, la un centimetru, să apară altă gaură. Deci de aceea este o operație extrem de delicată și recunosc că pe mine mă provoacă. Adică operația de cataractă, dacă nu apar complicații, este o rutină. În cea mai rapidă, în 3 minute care o să fac. Să zicem că este apendicele chirurgului, da. Este cataracta, este apendicele noastre, da. În 3 minute, da. 5 minute, dacă e complicată, e avansată, 7 minute, dar nu e ceva complicat. La retină, în schimb, la retină lucrurile sunt foarte complicate. Am avut operații care au durat 3 ore jumate. Dacă e un diabet proliferativ, pe retină se pun membrane, cresc efectiv țesuturi neovasculare care trebuie ușor, ușor disecate, mâncate și rămasă doar retina curată. Deci sunt cazuri în care degeaba noi facem și lipim retina chirurgical, anatomic, retina e lipită, funcțional retina e moartă și nu mai merge. E greu să spui pacientului, domnule, eu am reușit operația, dar nu vezi. Nu are încredere, nu crede, mai merge, cere alte păreri, vede totuși că alții s-au operat în București, în Viena, de 10 ori la retină și tot, câteodată nu este șansă. De aceea eu am o discuție cu fiecare pacient, în special pentru că lucrez în privat, să-i explic riscurile, să-i explic că se poate întâmpla orice. Americanii îi pun pe pacient să semneze în consimțământ că există riscul să moară. Face un atac de panică, el se sperie că este pe spate, acolo se gândește că oare dacă pierde vederea, se sperie tahicardie și un, șoc, un infart și a murit. Da. Deci când mă întreabă pacienții ce se poate întâmpla, absolut orice se poate întâmpla. Aici suntem într-un parteneriat, eu încerc să fac să iasă bine, pacientul dacă are încredere vine la mine. Din fericire, tot mai mulți pacienți au încredere și mă bucură partea asta. Și cei doi pacienți? Îmi spuneați de una din Cluj? O pacientă, da, un pacient, din Cluj? Un pacient m-a găsit pe internet și astăzi a venit în Alba, l-am consultat la prânz și am spus că doar în seara aceasta pot să-l operez. A acceptat și îl pregătim, îi facem toate pregătirile necesare preoperatorii și îl voi opera. Dacă nu se operează acest pacient, pierde deci contează foarte mult câteva zile, cred că satisfacția încă o dată să operez pacienți din Cluj. Acum poate suna falsă modestie, dar eu plecând din Cluj, vă dați seama că dacă în Alba n-am reușit la spital de stat, în Cluj nici atâta, n-aveam nicio șansă. E clar. Am plecat de acolo și am așa o ușoară nostalgie pentru orașul în care am stat 11 ani totuși, și când văd că pacienții chiar din Cluj mă apreciază și nu numai că pacienții din Alba nu mai merg în Cluj și rămân pacienții din Alba și se operează aici, aici nu mai pleacă. Vin chiar și pacienți din Cluj. Da. E o satisfacție deosebită. Celălalt pacient este din Alba Iulia, este un pacient de-al meu care anual vine la control și din păcate acum a suferit o dezlipire de retină. Astăzi l-am văzut în regim de urgență, iară din cauza unei urgențe, ca și la acești doi pacienți, mă mai pot decala. Pentru că aceste urgențe, medicul de multe ori trebuie să pună mai presus nevoia pacientului și din cauza că a trebuit să văd doi pacienți complicați cu urgențe, am decalat pe restul care nu erau urgențe. Iară la pacienți le spun, bine, tu vrei să fii pe ceas primit, dar dacă tu ai avea urgență, ți-ar plăcea să nu, să nu te primesc. Da. Degeaba îmi plătești urgențe, eu să nu te primesc, că am programați alții și urgențele îmi pare rău, să orbească. Da. Noi nu putem face, deși suntem la privat.
deși eu pot să selectez pacienții pe care să-i consult, mai avem și pacienți care vin în stare de ebrietate. Am avut un pacient care a venit băut, am refuzat să-l consult pentru că făcea și scandal și nu s-a obligat să-i văd. E normal. Dar totuși, cu riscul să supăr alți 10-20 de pacienți pe care i-am mai amânat, am preluat aceste urgențe. Deși sunt în privat, deși contabilicește, am supărat 10 și am câștigat 2, dar apoi 10 cu 2. Nici contabilicește nu mi-a luat aparatele. Contabilul nu mă sfătuiește niciodată să fac investițiile astea. Eu le vreau pentru mine. Da. El deci, zice, nu face. Sau fă mai puțin. Sau... Deci câteodată dacă mergem pe să ne ascultăm inima, eu cred că până la urmă va fi bine. Da, da. Suntem împăcați noi cu noi. Eu sunt împăcat cu mine și nu că-s perfect. Eu încerc. Da, așa este. La toți pacienții le-am spus, eu nu sunt cel mai bun, nu sunt perfect, sunt cu siguranță în lume. Încerc să fiu cel mai bun. Dacă aveți încredere în mine și credeți că eu vă pot ajuta, cu tot dragul. Da. Domnul doctor, o să mergeți să operați, sigur că da, de mâine o să o luăm de la început. Ce noutăți mai avem, fiindcă, sigur, pâinea cea de toate zile, am înțeles că este cataracta și operați, am auzit 15-20 de cataracte pe zi, mi se pare enorm de mult. Ce noutăți mai aveți în cataractă, dacă mai sunt noutăți în cataractă și ce ne mai puteți spune despre această boală? În plus, am mai vorbit foarte multe despre ea, care sunt cauzele, evoluția, diagnosticul, ne mai puteți spune ceva nou în această boală? Da, la cataractă, să știți că deși e o boală de foarte mulți ani, o boală de mii de ani practic, tot timpul apar tehnologii noi, tot timpul apar tehnici noi de operație ca să scurtăm timpul operator. Pe de la 3 minute cât să-l mai scurtăm? Ca să ajung aici la 3 minute, înainte operam o cataractă în jumătate de oră. Mă întrebați cum de fac așa multe, pentru că am tot reușit să îmi îmbunătățesc tehnica, manualitatea, aparatura mă ajută ca să nu stea foarte mult pacientul în operație, adică ochiul lui, timpul de expunere și suferința ochiului în operație să fie limitat cât se poate de mic. Din cauza aceasta, cel mai mult am făcut 62 de pacienți într-o zi de cataractă. Nu toți. Cataracta este teoretic ușoară. Teoretic e, dar v-am spus, doar 10% din oftalmologii o pot face. Acum, din cei 10%, ca să poți face 60 de operații într-o zi, sunt foarte puțini medici care fac 60 de operații într-o zi. Mi se pare chinuitor, adică 60 de operații totuși e o chestie, știi, să faceți lucru, este practic tensiune. E ca și când un șofer conduce 1000 de kilometri, el dacă o fracțiune de secundă nu e atent, riscă viața. Exact. Riscă viața lui și a pasagerilor. Deci... omul poate prin perfecționare să fie bun și să poată să conducă, să fie atent 10 ore și mai mult. Au fost cazuri când eu nu m-am simțit bine, chiar am avut o toxi-infecție alimentară și am trimis acasă pacienții. Am zis că nu mă simt în regulă, nu pot să operez, nu mă simt fizic capabil să vă operez. Dacă doriți, v-am programat, mă chinui. Dar eu vă recomand săptămâna viitoare, că nu e urgență cataracta. Da, nu e urgență. Și toți au fost de acord. Au înțeles. Sigur. Deci eu când simt că, e ca și la șoferie, dacă simt că suntem obosiți. Noi nu suntem roboți, și noi suntem oameni. Dacă simțim că suntem obosiți, tragem pe dreapta. Exact, sigur. Că nu ne facem forțele și după aceea pornim. Decât să facem accident să murim, mai bine tragem pe dreapta, ne odihnim și... cataracta, acum... Mi-e ușor să vorbesc că fac 60 de operații, dar majoritatea chirurgilor fac 10 operații pe zi. Adică am încercat, e ca și la, ca și la exercițiu de condus. Dacă conduce mai mult, devenim mai buni șoferi. Eu am încercat să scurtez cât de mult timpul operației ca să fie rezultatele cât de bune. Și zic eu că din moment ce tot mai mulți pacienți mă caută,
Oamenii apreciază. Cartea mea de vizită sunt pacienții. Degeaba vin la emisiune și mă laud sau degeaba munca, punem pe internet că sigur. Sunt bun dacă omul operează și nu vede. Deci, cartea de vizită a unui medic este pacientul și la urma urmei vorba din gură în gură e cea mai bună. Da, așa este. E drept că nu putem mulțumi pe toți și când avem un volum așa de mare, sunt cazuri când oamenii din diverse motive nu i-am putut mulțumi. Da. Ne cerem scuze, pentru asta mergem la congrese, pentru asta e adevărat că ne specializăm, încercăm sigur. Să fim mai buni. Eu cu mine concurez tot timpul, zic asta, nu am nicio altă concurență, cu mine concurez să fiu mai bun ca anul trecut. Da, interesant. Și cum faceți? Cum? Prin statistică, prin perseverență și așa. Statistica spune, da? Doar anul trecut am făcut 100 de operații, acum am făcut 200. Deci, iată că da, e mai și bine. De multe ori când mergem la un congres, da. Vedem unele lucruri, poate nu știm neapărat pe moment că ne ajută, dar avem un caz complicat și ne aducem aminte, uite, medicul din America a făcut așa și așa și așa și mai bine decât să facem altfel. Facem și noi și, deci căpătăm experiență și dacă pe moment poate nu realizăm. Fiecare congres ne ajută. Te ajută, sigur că da, la bibilică, la creier, da. Sigur că așa este. Ce cristaline mai deosebite ați mai luat, fiindcă congresul am fost acolo, am fost o tonă de cristaline, așa, o tonă sus de cristaline, fantastic. Da. Și, oferim pacienților fantastic. Toate variații da. Foarte mari, începând de la anumite sume, la anumite sume. Cum tot le timpul faceți? Încerc să fac comparațiile simple ca omul să le înțeleagă, că altfel eu pot vorbi sofisticat în termen medical, dar aici scopul e pentru telespectator să înțeleagă. În comparație cu mașina, că acum toată lumea are un automobil, avem de la Dacia Logan până la Mercedes. Da, sau știu, alții doresc altceva. Deci, avem toate. Chiar acum la Congresul American am adus în Alba Iulia la clinică, folosim cristaline americane, Bausch & Lomb. Foarte cunoscute acolo și le folosim la noi în clinică. De ce? Ce beneficii aduc acestea în plus față de cele din Germania? Sau? Altfel de tehnologie, ei spun că au schimbat un pic, patentul nemții l-au pe o anumită chestie, ei l-au pe un alt fel de produs. Noi oferim pacienților posibilitatea să aleagă. Dacă la un pacient îi spunem, domnule, vă operez numai cu cel mai bun cristalin care costă foarte mulți bani, păi omul care e mai sărac ce face? Domnule, am încercat să avem pentru toți pacienții, pentru toate buzunarele, și da. Am încercat să și am păstrat contractul cu CAS și anul acesta la operații. Eu am contract cu CAS și atunci o parte, că nu e foarte mare, decontează CAS-ul și atunci avem operații la 1000 de lei cu reducerea asta chiar mai mică, la 700 de lei în privat. Este, cred că, mai ieftin de atâta în România, nu este nu, într-o nu clinică poate, în privat da. Și nici la spitale de stat nu reușesc așa. Eu încerc să primesc doar ce primesc de la CAS, să mă mulțumesc cu puțin, și să compensez printr-un număr mare. Eu îs ok, pot munci mult, îs de acord să muncesc, să operez mult și să câștig mai puțin. Dacă CAS-ul dă puțin, îi în regulă, nu e o problemă. Ne-am străduit cu CAS-ul, deși a fost foarte greu. Pacienții, de exemplu, la consult sunt mulți revoltați de ce suntem cu programările pe noiembrie. S-au redus bugetele, s-au redus de la anul trecut față de anul acesta, anul acesta am primit foarte puțin bani. La numărul de pacienți consultați, doar 18 pacienți pe zi mă mai lasă casa de asigurări să primesc pacienți. Nu mai decontează restul. Eu văd 100-120 de oameni într-o zi. Deci ei au 18... 18 pot veni gratuit. Norocoși, vin gratuit, fiindcă și restul, adios. Dar, cum e gratuit, programele s-au întins deja până în noiembrie. Pacienții mă întreabă, domn doctor, nu vreți să ne primiți? Da. Păi, na, eu vreau, dar dacă nu decontează CAS-ul, mergeți la CAS, chiar îi îndemn.
nu vreau să pornească pacienții împotriva acestui, dar nici să nu creadă că eu. Mergeți și spuneți, domnule, de ce doctorul Oloș nu vrea să vă primească? Să spună, uite, că să dea hârtie ceaseu că eu decontează 100 de pacienți pe zi și eu îi văd pe toți 100. Absolut, absolut, absolut. Ei, aici e o problemă, aici e o problemă legată de... E greu, de... eu sunt prins la mijloc, da, și ceasea. Pacientul zice, de ce nu vreți să mă primiți și pe mine cu bilet? Păi na, eu vreau, dar... Dar nu se poate, nu, da. Nu avem banii respectivi, fondurile sunt limitate, da. În general, fondurile sunt limitate peste tot. Da. Și la dumneavoastră, și la chirurgie, și peste tot. La dermatologie, la endo, peste tot fondurile sunt limitate. Sigur că ar trebui totuși să fim pe picior de egalitate. Și statul și privatul. Dom'le, unde vrei să mergi? Acolo, acolo. Așa și ar trebui. Fondurile să fie banii să urmeze nelimitate. Pacientul. Exact, fondurile să fie nelimitate. O să ajungem și vremea aceea, așa zic. Să sperăm. Sigur că și ați văzut și spitalele încet, încet, încet se modernizează, încet, încet își aduc și ei, își aduc aparatură performantă, și, dar încă, din păcate, statul nu depășește privatul la aparatură performantă. Este clar. Și probabil că din cauza asta nu se face și chirurgia retinei în spitalele. Da, costă zicem, foarte mult aparatul de retină. Da. În spital la stat știu că nu este în Alba. Și, și nici poate nu este de nici la minister, n-au să le dea sau așa ceva, adică spitalele au aparatura, o iau de la minister fondurile și sau nu... din fonduri private, că mai dau, mai dă lumea, mai sunt niște oameni generoși care mai dau niște bani la spitale. Domnul Popa de la Transavia, da. Domnul Oancea, care au dat miliarde pentru cazare, pentru camerele să fie frumoase, să fie cu tare. Deci da, dar pentru aparatură, ministerul ar trebui să dea aceste aparature. Și pe la... lângă aparatură, da. Și dacă ar da aparatura, să știți că pacientul tot trebuie să plătească cristalinul. Operația nu e gratuită nici la spitalele la stat. Și dacă ar avea aparatură, pacientul trebuie să plătească. Am văzut că o să plătească și... o parte din cristalin, fiindcă o parte îl plătește casa și o parte îl plătește așa pacientul. Așa este peste, așa e și la dumneavoastră. Deci aici este o chestie, dar pe dumneavoastră vă îngrădește. Nu știu dacă la privat au dreptul doar la 18 consultații, eu știu, la stat. La stat. Și la stat îngrădește, să știți, la numărul de consultații. Nu sunt bani nici la stat. Eu când lucram în Cluj, la fel, număr limitat în regim de ambulator și pacientul era programat tot așa, peste 6 luni. Și partea rea la spital, că nici măcar cu bani nu poate să meargă pacientul mai repede la spital de stat, doar cu bilet de trimitere și doar peste nu știu cât timp. Noi avem posibilitatea cu bani, că mai sunt locuri, să primim pacientul. Am înțeles. Bun, haideți să trecem și la chirurgia retrativă cu laser excimer. Cum mai stau lucrurile acolo? Aveți pacienți destui sau vin pacienți? Sau, nu știu dacă v-am povestit despre chirurgia laser excimer. Această chirurgie, toată lumea întreabă, a, e sigură, nu e sigură, ce e cu chirurgia asta, vreți să scăpați, nu vreți? De ochelari, toată lumea vrea să scape de ochelari, da, e clar. Și vă povestesc doar atâta că mi-am operat propria soție cu laserul Excimer la noi în Alba Iulia. Operația am filmat-o, am transmis-o în direct pe Facebook. Pacienții o pot urmări și au văzut cum a decurs toată operația. În 30 de secunde, soția mea a scăpat de ochelari. Eu la toți pacienții le spun, e o operație estetică. Dacă îi deranjează ochelarii, dacă nu vor să poarte lentile de contact, operația adică eu consider înseamnă, sigură. Operația estetică înseamnă că nu e plătită de casă deloc. Deloc, din păcate, deci, niciunde, dar aici niciunde în lume. Niciunde. Se consideră că operație estetică. Am înțeles. Deci, operația eu chiar o consider sigură din moment ce i-am făcut-o propriei soții. Acum, pacienții care au dioptrii foarte mari poate nu se încadrează la operație cu laser și trebuie și implant de cristalin. Nu putem spune, ne mai tot întreabă pacienții pe internet, uite, eu vreau așa, așa, am dioptriile astea,
e foarte greu de spus la pacient dacă se pretează pentru laser, dacă nu are grosimea ochiului, nu se poate face laser asta deloc. Asta e. Dacă nu are grosimea corneic, asta este problema. Da. Deci noi avem toate aparatele în alba, avem acest tomograf care măsoară cu laserul grosimea corneei și ne spune exact în microni. Cornea trebuie să aibă 555 de microni în medie, poate fi mai groasă, mai subțire. Și în urma investigațiilor le putem spune pacienților, da, se pretează pentru laser, pentru cristalin sau așa mai departe. Și eu sunt foarte mulțumit de această chirurgie pentru că pacienții sunt pacienții în floarea vârstei, tineri, între 18 ani și 40, de obicei aici se încadrează, sunt activi. Și de multe ori după operație îmi spun, domn doctor, mi s-a schimbat viața, parcă altfel, nu mai depind de ochelari, parcă conduc mai bine, parcă mă descurc, înot, sport și așa mai departe. Deci este o operație excepțională, aici e viitorul, oarecum mă simt ca în filmele SF când medicul nu mai face nimica. La această operație eu țin pacientul de vorbă. Am înțeles. Dezinfectez, deci pun betadină, anesteziem acolo, pregătim ochiul, centrăm la aparat, dar după aceea aparatul are eye tracker. Dacă mișcă pacientul ochiul cu laser, mișcă după ochi. Nu e ce să greșească. Dacă cumva mișcă tare ochiul, se oprește aparatul la 37%. Când iară revine pacientul... Ați avut? Nenumărați pacienți, oarecum poate se sperie, mișcă ochii, se oprește. Nu-i nimica, așezăm iară pacientul, aparatul începe de la 37%, merge iară, la 60% iară se mișcă, se oprește la 60%, iară îl așezăm, continuă de la 60% până la 100%. Da. Deci nu prea are ce să se întâmple, acum teoretic la orice operație pot apărea inflamații, alergii, iritări, 2-3 zile sunt mai supărătoare, dar e o operație spectaculoasă. Tehnologia, de aceea tot încerc să mă duc la congrese, că tehnologia avansează într-un ritm pentru mine care totuși mă consider foarte tânăr și deși cum am întâlnit de 10 ani de la facultate, deja parcă... La 10 ani e frumos, o să vezi, o să fie foarte frumos, fiindcă ai ce povesti și ai cu ce te mândri. Deja parcă trec anii, văd fetițele cum cresc, nu mai mă consider, că nu-s bătrân, dar bătrân e dracu, atât. Da. Și evoluează tehnologia așa, parcă toată, păi da, anul trecut nu era chestia asta, așa repede s-a schimbat. Așa este. Într-un fel e foarte bine. Am o întrebare acum, dispunerea doctorului tău, după ce stau în fața calculatorului mai mult timp, am o senzație de iritare și de nisip în ochi. Îmi simt ochii obosiți și iritați, cel mai rău este când încerc să citesc sau să mă uit la televizor. Ce să fac? În primul rând aici poate masca orice problemă la ochi, orice disconfort, orice vedere în ceață, poate masca o problemă mai gravă. De la cele mai simple, o nevoie de ochelari, până la lucruri mai complicate. Tensiune la ochi, glaucomul nu doare, tensiunea la ochi este o boală păcătoasă care se pierde ochiul, vederea ușor, 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 câteodată asimptomatic. Deci în primul rând pacientul trebuie să-și facă un control complet, nu doar o măsurare de ochelari în 2 minute, un control complet cu picături, cu fund de ochi, cu tensiune, să măsurăm tensiunea intraoculară. La toți pacienții care ne calcă pragul, le punem picături, tensiune, așteptăm să se dilate și după aceea îi vedem. De aceea durează așa mult consultul, dar la final le putem spune clar, este o problemă sau nu. Poate fi doar o banală disfuncționalitate a glandelor lacrimale. Sunt pacienți care au ochi uscat, sindromul de ochi uscat. Așa. Și trebuie să pună picături de lacrime artificiale. Ele nu sunt doar apă, e acid hialuronic, mucină, lipidă, tot felul de vitamine, aminoacizi care să ungă, ca uleiul la motor, să lubrefieze ochiul și să nu-l irite. Deci poate e nevoie să punem picături, poate e nevoie să punem un ochelar la aproape că obosim.
la pacienții care stau la calculator. Lacrimi artificiale sau ceva în genul și ăsta? Lacrimi artificiale sunt de multe feluri. Da, am înțeles. Deci este aici recomandat la ochi uscață. Lacrimi artificiale fără conservanți, astea sunt cele mai bune, dar sunt multe alte variante și mai ieftine și mai... Dar la cei care stau la calculator mai mult de 4 ore pe zi trebuie ochelari. Sunt IT-ști ăștia care stau 8 ore. Da. Ce ochelari? Apropo, ce ochelari trebuie ochelari de protecție pentru lumina albastră. Orice monitor cu ecran, cu modern, cu cristale lichide, acolo, uite, avem LED, lumina albastră de în spate, da? Monitoarele emit și într-un spectru de lumină albastră invizibilă și atunci cei care stau mai mult la calculator și telefonul, tableta, tot emit. Trebuie protecție. E o lentilă specială, un pic colorată în albastru, Blue Protect are tratamentul, lentilele Carl Zeiss au filtru Blue Protect. În lentilă au puțin siliciu și absorb spectrul de lumină albastră și atunci ochiul practic este protejat de această lumină. Lumina albastră în timp poate duce la degenerescență maculară, retina să îmbătrânească, să fie afectată și atunci ușor ne afectează vederea, calitatea vederii, dar la bătrânețe, nu la tinerețe. De aceea oamenii oarecum nu prea conștientizează. Deci obligatoriu la pacienții care stau mai mult de 4 ore pe zi la dispozitivele electronice, ochelari de protecție cu filtru de calculator. Am înțeles. Este interesant. Eu nu prea am văzut IT-și cu ochelari la calculator. Este bine să ne spuneți acest lucru și vreau să încep să facă. Există și se apropie de ochelarii de soare sau ochelarii de soare sunt altfel de ochelari? Sunt altceva. Da. Acești ochelari... Fică este o modă cu ochelarii de soare. Cine spun ce diferență între ochelarii de calculator și ochelarii de soare? Ochelarii de calculator sunt deschiși. Sunt foarte deschiși. 10% închidere. Filtrul acela pentru lumina albastră. Deci ei se folosesc în încăpere, în interior și dacă nu-i multă lumină. Ochelarii de soare protejează pentru altă lumină. Ultraviolete. Ultraviolete. Ultraviolenta, zic da, eu. Fac un apel la pacienții și la telespectatorii dumneavoastră să, în primul rând, dacă au ochelari acasă, noi verificăm gratuit, avem un aparat de verificare dacă au protecție de ultraviolete, că dacă nu au protecție, sunt mai răi decât dacă n-am folosit nimica. Pentru că ochelarii de soare sunt închiși și când îi punem la ochi, pupila se mărește. Intre mai multă lumină, că noaptea trebuie să dilatăm ochiul, se dilată pupila ca să vedem noaptea. Dacă ochelarul de soare care l-am cumpărat din piață nu are protecție de ultraviolete, el e închis, ne dilată pupila, că pupila e oarecum draperia noastră de protecție. Exact. O dilată, intră mai multe ultraviolete în ochi, mai rău ne facem cu un ochelar contrafăcut. Pentru că sunt multe, pe internet iar găsim foarte multe care sunt foarte haioși, foarte copii fără. Care nu numai estetic arată ca un ochelar de soare original sau așa mai departe, dar ele sunt copii și sunt ieftini, dar de proastă calitate. Dacă iau pacienții pot aduce, noi îi punem la un aparat și le spunem, protejează 70% la ultraviolete, 100% sau 0%. Deci ochelarii de soare trebuie să fie cu protecție ultraviolete, nu doar că sunt închiși și anumită formă și așa mai departe. La clinica dumneavoastră aveți o secție specială pentru ochelarii de soare? Da, ca avem. Ca să știe lumea sigur, lumea iau de acolo, fiindcă ăștia 100% au... Toți ochelarii de la noi au, numai cu certificat. Noi nu folosim nimica care nu are nici rame decât originale cu certificat. Nu folosim altceva, eu vreau să dorm liniștit. Și apropo de lucrul acesta, mi-am adus aminte de acești ochelari. Mai mulți ochelari avem la primul meu cabinet unde am început pe Bulevardul Pietonal. Recent l-am remodernizat, l-am făcut cu arhitect așa frumos, am făcut cum am văzut eu opticile în străinătate
e oarecum un cabinet de suflet, da, cartea mea de vizită. Vreau să ridic la următorul nivel serviciile de oftalmologie, de optică cum medicală. Cum se numește? Tot Optic Line, dar e pe bulevardul pietonal. Am înțeles. Și l-am făcut foarte primitor, cu fotolii și așa mai departe. Și cu ochelari de calitate. Ochelari de calitate. Aceleași prețuri am menținut la ochelari, aceleași rame, n-am scumpit nimica, doar l-am făcut mai frumos. Și acolo avem foarte mulți ochelari, că spațiu mai generos. Acolo îndemn pacienții care au nevoie doar de consult de ochelari, unde nu au nevoie de lucruri complicate. Acolo nu trebuie să stea așa mult ca la mine. La clinică eu încerc să mă ocup de cazurile mai complicate, mai grele, și atunci îndemn pacienții să meargă acolo pentru partea de ochelari. Sunt care vor doar ochelari. Mi s-a stricat ochelarul de citit, îmi trebuie ochelari de citit, eu mi-am făcut controlul, vreau numai un scurt, să nu fie modificată dioptria cu 0,5 în plus, îi recomand să meargă acolo. Acolo avem consultul de ochelar gratuit, măsurarea ochelarului gratuit. Da. Interesant, vă sfătuiesc să mergeți acolo, fiindcă ochelarii sunt importanți pentru viața noastră, sau dacă doriți să scăpați de ochelari, mergeți și faceți un laser Schimmer și va fi extraordinar. Din păcate, domnule doctor, iată, din nou, emisiunea s-a terminat, este ora 10, o să vă aștepte două operații interesante și vă dorim succes acolo, vă dorim succes în viață, ne bucurăm că ați venit și ați expus succesul noastră medicilor tineri care m-au rugat să fac această emisiune și să pedalez pe partea, să zic așa, de privat, cum ați avut norocul sau norocul de la Dumnezeu sau harul să faceți această clinică extraordinară și cu așa de mulți oameni, și vă mai așteptăm din nou la aceste emisiuni extraordinare pe care le facem și aș dori să fiți prietenul nostru, să zicem, odată la 2-3 luni să veniți la emisiune și m-aș să ne bucura, mai spunem. M-aș bucura, să știți că prevenția este cea mai bună. Eu vă mulțumesc și vă rămân recunoscător că îmi dați șansa să încerc să ajut oamenii să prevină, pentru că de multe ori dacă ajungem prea târziu la medic și rezultatele sunt slabe și satisfacția medicului e slabă. Și vă mulțumesc încă o dată că de la începuturile carierei mele mi-ați dat încredere și șansă să vorbesc telespectatorilor despre oftalmologie, despre ramura la care mă pricep eu, și mi-ar plăcea să rămân prietenul emisiunii cu ce putem să ajutăm. Da. E foarte important încă o dată să prevenim. Dacă mergem prea târziu la doctor, dar să știți că eu sunt un optimist și am văzut când mi-am început eu cariera, oamenii erau mai reticenți la controlele anuale. Din ce în ce mai mulți părinți, și felicit pe cu ocazia asta, vin la controle. De ce ați venit între cu copilul? Numai un control de rutină. Îmi crește inima. Pentru că e foarte important să-i spun omului, nu este nicio problemă. Reveniți peste câțiva ani, dacă totul în regulă, dacă observați ceva anual obligatoriu, dar să nu găsim cazuri când ați venit prea târziu. Da, așa este. E foarte importantă prevenția. Noi înțelegem acest lucru, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră, și așteptăm niște invitații de la școli, de la facultate, să ne chemați pe mine și pe Dr. Holgros și la o emisiune în fața dumneavoastră să discutăm despre prevenție, despre prevenția medicină, sigur fiecare cu bucata lui, și de ce nu să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți oameni ca doctorul Holhoș, cât mai mulți tineri, fiindcă avem nevoie de acești tineri ai extraordinari ai României. Eu ce să zic, țineți aproape de mine, mie chiar îmi pasă de sănătatea dumneavoastră. La revedere pe săptămâna viitoare. La revedere.